Și mergem mai departe, doamnelor și domnilor, cu o informație de ultimă oră. Vorbim despre un grav accident de circulație produs, iată, la o cursă de mașini. Vreau să vă propun să urmărim câteva imagini și revenim. Da, este vorba, doamnelor și domnilor, despre un accident produs în urmă cu foarte puțin timp la o cursă de mașini. Se pare că un Lamborghini a ieșit în decor și s-a răsturnat. Mai mult decât atât, ar fi fost lovit și un spectator. Ovidiu Stan în acest moment în legătură telefonică directă cu detalii despre acest accident. Ovidiu, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, așa este, vorbim de un grav eveniment la o cursă de mașini amator pe care au organizat-o în Brașov, pe centura ocolitoare. Nu s-a mai întâmplat așa ceva până acum. Șoferul unui Lamborghini, o mașină foarte puternică, a scăpat bolidul de sub control și a ieșit în decor. S-a răsturnat în momentul în care a lovit un spectator, un tânăr în vârstă de 21 de ani, care se afla pe margine. Sunt foarte mulți spectatori în acea zonă, foarte mulți iubitori ai acestor sporturi, dacă le putem numi așa, moto. Și iată că s-a întâmplat această nenorocire. Vorbim totuși de un tânăr care în acest moment, potrivit celor de la SMURD, se află în stop cardiorespirator. Salvatorii aflați la fața locului încearcă să-l resusciteze. Nu se cunoaște în acest moment care este cauza, cel mai probabil viteza, și trebuie specificat și faptul că a fost oprită cursa, anulată, și se fac cercetări de către un echipaj de poliție sosit la fața locului. Da, Ovidiu, mulțumesc foarte mult. Urmărim, doamnelor și domnilor, ceea ce se întâmplă acolo. Vă reamintesc că este vorba despre un accident produs în urmă cu foarte puțin timp, un grav accident la o cursă de mașini. Competiția a fost anulată după ce a avut loc acest accident. O persoană a fost rănită, este vorba despre un tânăr care în acest moment se află în stop cardiorespirator. A sosit acolo, o vedeți în imagine, au sosit acolo și cei de la ambulanță, se acordă de asemenea primul ajutor. Sunt foarte mulți oameni în zonă. Deocamdată vorbim despre o persoană rănită. Este vorba despre o mașină, o mașină extrem de puternică. A ieșit în decor, s-a răsturnat și a intrat în mulțime. O persoană rănită în acest moment, vă spuneam, este vorba despre un tânăr. Competiția a fost întreruptă în urmă cu doar câteva momente. Sunt imagini pe care le urmăriți chiar în acest moment de la locul acestui accident care a avut loc în urmă cu foarte puțin timp.